Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de față voi prezenta oarecum și testa un montaj, un circuit foarte simplu, văzut pe un site pe care îl urmăresc de foarte mult timp, se numește El Forum, fiind vorba despre un indicator nivel de tensiune cu două leduri. Practic această schemă ne indică două praguri ale tensiunilor, dacă este sub anumită tensiune sau peste anumită tensiune. De exemplu, în cazul nostru, dorim să vedem când tensiunea este 14V și când e 28V. Dar atenție! Deja noi avem presetată tensiunea respectivă. Asta, acest montaj nu este ca un voltmetru. E doar să ne indice oarecum, între ghilimele, când este acea tensiune de 14V, respectiv de 28V. Dacă, spre exemplu, avem 14V, aplicat plus aici și gene de minus aici curentul va trece prin rezistorul R3 și prin LED-ul de aici și se va închide circuitul. Curentul nu va trece prin dioda Zener de 20 de volți, deoarece pragul de deschidere a ei este de aproximativ 20 de Dacă nu atinge acea tensiune de cădere, nu se va deschide. Trebuie să țineți cont totuși și de căderea de tensiune pe LED. În cazul nostru vom avea unul verde în jurul tensiunii de 2,7 v cu aproximație mă rog, și căderea de tensiune pe R1. Iar apoi, când vom avea tensiunea de 28 v va deschide această diodă Zener, va trece curentul prin LED și se va despărți între spre R2 și R1. În acest fel va deschide tranzistorul bipolar BC547. În cazul acesta, funcționând ca un întrerupător între ghilimele. Practic, închide acest circuit. În acest fel, curentul care trece prin R3 nu va mai trece prin LED, ci prin tranzistorul T1 între colector și emitor, practic șuntând LED-ul din partea dreaptă. E ca și cum am pune un ștrap de aici până aici, da? Deci când avem 14 V, va lumina LED-ul de aici. Când vom alimenta cu tensiunea de 28 de V, va deschide tranzistorul T1, șuntând LED-ul din zona asta. Montajul a fost făcut pe acest breadboard. Vom folosi în cazul tensiunii de indicare de 28 de un LED verde, iar pentru tensiunea de 14 v vom folosi LED-ul roșu. Rezistorul de 5,1 kg de aici, rezistorul de 1 kg în zona asta, iar cel de 2 kg aici. Mă rog, eu am pus de 2,2 că nu am de 2. E în regulă și așa. Să testăm practic montajul. Deocamdată am pornit sursa la aproximativ 14 V. Acum se aprinde LED-ul roșu. Iar acum să mărim tensiunea. 18 V. După cum v-am spus, trebuie să avem o cădere de tensiune pe acea diodă Zener de minim 20, plus căderea de tensiune pe LED-ul verde, care e aproape de 23 de volți, practic mai mult, ceva gen prin zona asta. Și da, din câte se vede, cam pe aici, aproape de două, între 23 și 24, a 24 LED-ul roșu se stinge și s-a aprins cel verde. Mă rog, puteți să puneți și invers, nu e problemă, dar trebuie să țineți cont de căderea de tensiune pe LED. Da? Hai să creștem la 28. Lăsăm pe aici. Unde ar putea fi util acest montaj? Păi, de exemplu, la o sursă de laborator. Să spunem că avem un transformator cu două înfășurări în secundar. Hai să spunem, după redresare-filtrare, între ghilimele, că la prima înfășurare avem 14V, da? Alimentăm uh, circuit înainte de stabilizator, să spunem cu acel LM317, cu 14V. Iar noi dorim să avem o indicație, precum că acel LM317 e alimentat la tensiunea de să spunem 14V pe care noi o cunoaștem, măsurate de noi dinainte. undeva pe aici, 14V. Deci led roșu ne indică faptul că avem 14V. Însă noi dorim a ști când se alimentează acel LM la 28 de volți. Așa că vom alimenta acel LM din al doilea secundar al transformatorului. Să spunem de 28 de după redresare filtrare. Zic și eu aleatoriu iar acest lucru ne este indicat de ledul din zona asta, cel verde. Eu consider că e un montaj destul de interesant. Foarte simplu, nici nu trebuie ceva mai complicat. Deci 26 de volți, să mișurăm la 14. 14. Să mărim aproape de 30, da? Să Pragurile respective se pot schimba schimbând dioda Zener. Trebuie să țineți cont de căderea de tensiune pe ea și să o puneți. Eu am avut de 20, puteam să pun mai mic, valoarea sau mai mare. Eu asta am avut. Sau puteți să puneți două diode Zener în serie. Mare atenție că acea cădere de tensiune pe Zener va varia. Dacă pe ea scrie că e de 20 de volți, nu neapărat că se va deschide la 20 de volts. Va fi plus minus un volt, plus minus jumătate de volt. Una e teoria, una e practica. Diferă din câte am înțeles eu, nu mă pricep așa de bine de dopajul respectiv, de cum a fost fabricată dioda Zener. Cam mai să termin acest clip, privind explicarea unei scheme foarte simple de a ne indica două nivele de tensiune pe intermediul a două leduri și testarea acestei scheme prin realizarea unui montaj pe breadboard-ul de față. Dacă v-a plăcut nu uitați-vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!